În ultimele două nopți, în intervalul orar 22-4 dimineața, s-a acționat terestru pentru efectuarea dezinsecției pe tot domeniul public al municipiului Călăraș. În toate cartierele, parcuri, spații verzi, aliniamente stradale, adăposturi de protecție civilă, cimitire, cămine aferente rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, platforme de gunoi special amenajate, iar luni 29 iunie, în intervalul 7-11, s-a acționat Avio. Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății. Se preconizează că următorul tratament va fi aplicat peste 14 zile în funcție de condițiile meteo.